Lucrările de amenajare a bazei sportive a Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin din strada Călugăreni au fost finalizate, marcând astfel un moment important în evoluția infrastructurii sale și în sprijinul oferit comunității academice. Modernizarea acestei facilități reprezintă un pas semnificativ în direcția oferirii unui mediu propice pentru dezvoltarea studenților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a atras de-a lungul timpului zeci de fonduri europene, prin intermediul cărora a reușit să reabiliteze și să modernizeze mai multe unități de învățământ. Cu investiții considerabile în infrastructura sportivă, Consiliul Județean Mehedinți, instituție condusă de președintele Aladin Georgescu, a reușit să transforme baza sportivă într-un centru de excelență, echipat cu facilități de top care să răspundă nevoilor diverse ale comunității universitare. Noul complex sportiv include terenuri de fotbal și de tenis modernizate, dar și de basket. În ultimii ani, parteneriatul dintre Consiliul Județean Mehedinți și Universitatea din Craiova a funcționat foarte bine, a fost din ce în ce mai bine pus la punct și iată că putem vorbi astăzi despre faptul că instituția pe care o reprezint, Consiliul Județean Mehedinți, a făcut această investiție constând într-o bază sportivă nouă, care era neapărat necesară pentru buna funcționare a Facultății de Sport din cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin. Centrul universitar care în ultimii ani a primit un sprijin important și consistent din partea Universității din Craiova. Am convingerea că suntem în continuare pe drumul cel bun, că eforturile le vom face împreună pentru a dezvolta învățământul universitar în Drobeta Turnu Severin. Îi mulțumesc pentru tot sprijinul pe care l-a acordat acestui centru universitar în ultimii ani și am convingerea că îl va acorda și în continuare. Împreună vom reuși să implementăm mai multe proiecte cu finanțare europeană pentru a pune la punct și aceste clădiri în care se desfășoară cursurile universitare, pe lângă ceea ce a făcut domnul rector Cezar Spânu împreună cu colegii dumnealui până acum, asigurând din fonduri proprii sau din fonduri europene materialul didactic necesar unei bune funcționări a învățământului universitar aici la noi. Profesor universitar dr. Cezar Ionuț Spânu a evidențiat importanța acestor investiții pentru viitorul instituției și pentru dezvoltarea comunității academice. El a subliniat faptul că modernizarea bazei sportive reprezintă doar unul dintre numeroasele proiecte care reflectă angajamentul ferm al universității față de excelență și inovație. Suntem astăzi la Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, parte integrantă a Universității din Craiova. Inaugurăm baza sportivă care a fost finanțată și realizată integral de către Consiliul Județean. Dezvoltarea acestui centru va aduce beneficii atât Universității din Craiova, cât și comunității locale. Și vreau să-l felicit pe domnul președinte Aladin Georgescu pentru deschiderea pe care a arătat-o referitor sau vis-a-vis de proiectele Universității din Craiova pe care le-am implementat și cu siguranță le vom implementa. Dacă în anul universitar 2016-2017 învățau aici la Severin puțin peste 800 de studenți, astăzi avem înmatriculați la cele trei cicluri de învățământ, licență, master, doctorat, aproximativ 2000 de studenți. Totodată, în cadrul centrului universitar au fost realizate locuri de parcare, alei pietonale și dispozitive de scurgere a apelor. Cadrele didactice au salutat cu entuziasm aceste îmbunătățiri, recunoscând faptul că un mediu de lucru modern și bine echipat le permite să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții și să ofere o educație de calitate studenților. Investițiile în infrastructură realizate de către președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu sunt considerate esențiale pentru consolidarea poziției Universității din Craiova ca un centru de excelență academică și pentru promovarea unei culturi a performanței și inovației în întreaga comunitate.